Cosmin Hodor, manager sportiv Telecom Arena. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bine te-am găsit și noi! Și am să dau așa din casă. Cosmin a intrat aici, e îmbrăcat foarte frumos, are așa un aer de om stăpân pe sine. Apreciez. Și a început, în mai puțin de un minut după ce s-a așezat, să ne povestească despre lucrurile pe care le face pentru copii. Iar pe mine asta mă impresionează, mă bucură și îți mulțumesc foarte mult că ești așa cum ești, Cosmin. Mulțumesc și eu și mulțumesc că apreciați ceea ce facem noi. Ceea ce fac acolo, de fapt, nu fac singur. Suntem o echipă peste tot pe unde am fost, indiferent că s-a numit Federația Română de Tenis, că s-a numit Academia Hagi, Complexul Stejarii, turneul de tenis. Am făcut foarte multe lucruri pentru copii. Pe noi ne încarcă și, sincer, în momentul în care eu lucrez cu copii, îmi dau o energie bună și toată ziua sunt cumva stimulat de acea energie. De aici a plecat și ideea domnului Țiriac de a da ceva copiilor, în special acest patinoar. Este cel mai nou proiect al dânsului și este foarte mândru de acest proiect și noi asemeni, pentru că, așa cum știți, de câțiva ani în București nu există un patinoar acoperit pe care copiii să poată să-și desfășoare lecțiile de patinaj artistic sau de hockey. Pe tot parcursul anului. Pe tot parcursul anului. Aici vorbim de 11 luni pe an, nu vorbesc de cele care sunt în AFI temporare sau patinoarul din Cismigiu. Știți că avem unul în Cismigiu sau în drumul Taberei, patinoare foarte mari ca suprafață, dar din păcate acestea nu sunt funcționale decât 2 luni sau maxim 3 luni pe an. Aici vorbim de un patinoar la cele mai înalte standarde, chiar la standardele Federației Internaționale de Hockey. Vorbim de vestiare, de parcare, cu totul foarte civilizat. Condițiile pe care le oferă copiilor sunt extraordinare, iar noi la rândul nostru, la îndrumarea domnului Țiriac, am făcut special grupe de inițiere ale copiilor din orașul Otopeni, care pot să vină zilnic, gratuit, între ora 1 și ora 3, imediat după ce termină școlile, să facă cursuri de inițiere cu antrenorii specializați pe care noi avem acolo. Știu că, de fapt știu, mă gândesc așa, am cugetat eu, știu că s-a făcut foarte repede toată treaba asta, cumva atipic pentru societatea românească în care lucrurile pornesc azi, se promite că se termină, știi, atipic peste... pentru noi, într-adevăr, și pentru noi a fost o surpriză. Dacă l-ați cunoaște pe domnul Țiriac, n-ați mai spune că e atipic, pentru că dânsul, în momentul în care hotărăște să facă ceva, cu siguranță face și e puterea exemplului. Din punctul ăsta de vedere, poate să dovedească oricui, oricând, în special celor care ne-au guvernat, că dacă într-adevăr îți dorești să faci ceva, poți să faci. Poți să faci într-un timp scurt la cele mai înalte standarde, credeți-mă. Deci e încă o dovadă sau încă o mostră de exemplu pentru cei care urmează să ne guverneze, sau că tot au fost alegerile, îi vom avea în Parlament. Din punctul meu de vedere, ei ar trebui să arate toată deschiderea pentru sport, învățământ, sănătate, infrastructură. Și dacă vor face lucrurile astea, atunci noi ceilalți care plătim taxele ca în orice stat civilizat, o să înțelegem de ce facem acest lucru. Eu am toată admirația pentru domnul Țiriac. Cred că este genul acela de pion social de care poți să te agăți, să-ți agăți cumva speranțele și să te gândești că, domnule, chiar se pot întâmpla lucruri frumoase, lucruri sănătoase în societatea asta. Și exact, uite, viteza cu care s-au petrecut lucrurile arată că suntem un popor care poate, doar trebuie să existe cineva care să ne ducă în direcția potrivită. Exact. Și din punctul ăsta de vedere, mi se pare senzațional proiectul. Din câte am citit eu, se pare că acolo se vor extinde lucrurile în viitor, de fapt. Sigur că da, și dorește foarte mult ca în acea zonă să construiască un complex, probabil complexul sportiv Ion Țiriac, care să cuprindă terenuri de tenis, să cuprindă teren de fotbal, multifuncțional, handbal, volei, piscină olimpică, pentru că piscina olimpică va fi lipită de patinoar. Patinoarul, în momentul în care îngheață, el va degaja o căldură. Acea căldură, ca să nu o pierzi, o să trebuiască să o folosească undeva și atunci o să fie folosită într-un bazin olimpic care va fi alipit acestui patinoar. Deci din punctul ăsta de vedere, sigur, probabil în 2-3 ani vom avea acolo cea mai modernă bază sportivă din România, care probabil
va avea și un teren central de tenis, oful meu și oful tuturor iubitorilor de tenis, că din păcate a trebuit să renunț la acel turneu pe care noi l-am avut în România și foarte greu ne-a fost să-i găsim cea mai bună perioadă pentru a avea acei jucători de tenis pe care i-ați văzut la București. Și din... care turneu, de fapt, seta cumva ora, ca să zic așa metaforic, în tenisul românesc. Exact, exact. Mm-hmm. Era un... Un etalon. Un etalon, uh-huh. Exact asta vreau să spun. Era un etalon în tenis românesc și gândiți-vă că a fost cel mai longeviv eveniment sportiv anual pe care l-a avut România și din păcate anul ăsta l-a pierdut. Dacă lucrurile se setează așa cum ar trebui, există posibilitatea ca acest turneu poate într-un moment dat să revină în România. Doamne ajută! Sigur toată că da, susținerea din partea noastră a mass media, pentru că... Am avut-o într-adevăr și mulțumim, mm-hmm. Chiar am simțit. Pentru că e un eveniment, în primul rând, de inspirație pentru toți copiii care practică sportul. Gândiți-vă că Horia Tecău a fost copil de mici la acel turneu, Florin Mergea a fost copil de mici la acest turneu, care ulterior au ajuns să fie jucători de talie mondială. Deci ai nevoie de evenimente de genul acesta sau de modele care să-ți inspire copiii mai departe pentru a-și urma visul în domeniile respective. Soțul meu îl tot ducea pe Tudor al nostru, care are 10 ani acum, acolo, da, la turneu Mâsărâmână, mulțumesc. Și știu că se întorcea de fiecare dată transpirat, obosit, și zicea, dar nu contează, mami, că eu am obosit. Gândește-te ce făceau oamenii ăia. Și da. Era foarte, foarte, foarte impresionat. Și într-adevăr, uite, momentele astea, care sigur e doar un copil cu un tătic, da, însă cumva sunt mulți tătici cu copii care au nevoie de spații unde să vadă performanță și unde să vadă că se întâmplă lucruri senzaționale sub ochii lor, live. Așa am ajuns și eu aici, tot ca și copil de mingi. 93, la edițiile precedente ale turneului, am fost copil de mingi. Apoi chiar mă gândeam că ar fi foarte cool să ajung să organizez un turneu din ăsta și încet, încet, până la urmă am ajuns să fiu director de turneu. Deci toate lucrurile încep de acolo și depinde foarte mult de visul pe care ți-l clădești. Eu am senzația că pe tine te animă ceva mai mult decât dragostea pentru sport, așa ca atare. Te animă dragostea de sănătate, de viață, de un anumit de viață, stil de viață. De viață, sunt foarte pozitiv și am energie de dimineață, de când mă trezesc, fac lucruri, adică încerc să las ceva tot timpul. Vreau să vă spun că avem la Stejarii Country Club unul dintre cele mai frumoase proiecte, după părerea mea, din București. Ăsta vine tot la inițiativa domnului Țiriac și a echipei manageriale de la Stejarii Country Club. Vreau să vă spun că avem la tenis peste 40 de copii, la not aproximativ 70, la judo și la gimnastică total probabil 150-160 de copii care fac sport gratuit la Stejarii Country Club, într-un interval orar între 1 și 16. Ei beneficiază de antrenamente complexe, atât antrenamente tehnice, cât și antrenamente de pregătire fizică. Toate antrenamentele, toate materialele de care ei au nevoie sunt puse la dispoziție de Stejarii Country Club. Noi ne-am urcat în mașini, am plecat în școli împreună cu antrenorii de la Stejarii. Am încercat să promovăm acum 2 ani acest proiect, să zic că noi îl numim școlile sociale. A mers în primul rând în școlile de stat pentru a ne adresa copiilor care poate n-au posibilități să se îndrepte către sport, în special către tenis, care după cum știți e un sport destul de scump, vezi rachete, echipamente și așa mai departe, închiriatul terenului, iar toate aceste facilități Stejarii le oferă copiilor. Și vreau să vă spun că în 2014, când am făcut prima selecție, am luat câțiva copii care nici nu știau să țină racheta în mână. 2 dintre acei copii acum la tenis, unul a câștigat 5 turnee naționale la categoria lui de vârstă, iar celălalt a făcut vreo 3 finale. Wow. Deci asta înseamnă că antrenorii pe care noi avem acolo chiar au făcut niște lucruri foarte bune și gândiți-vă, ei fac sport într-un cadru organizat doar la Stejarii, nu merg în alte cluburi. Cosmin, te mai întreb ceva, cum e să iei un copil și să-i dai aripi? E foarte frumos pentru că el la rândul lui îți oferă niște lucruri frumoase. Tu ajungi să îți dai seama că toate eforturile și toate lucrurile pe care tu le-ai făcut pentru ei nu sunt în zadar și te încarcă cu energia de care tu ai nevoie. Eu cred că din punctul ăsta de vedere Stejarii are un spirit foarte frumos și Stejarii înseamnă întreaga echipă de instructori, de antrenori sau echipa managerială care e acolo, dă niște lucruri foarte frumoase și atunci ăsta e spiritul pe care noi am încercat să-l cultivăm acolo și față de membri și față de copiii pe care avem. Îl am alături de mine pe Cosmin Hodor, manager sportiv la Telecom Arena. Dragul meu, Cosmin, am vorbit până acum despre proiectul ăsta fabulos
Telecom Arena, care este o veste senzațională pentru părinții, copiii și până la urmă și pentru oamenii mari din București și din preajmă, pentru că nu există patinoare care să funcționeze pe tot parcursul anului, însă acum, iată, datorită domnului Țiriac, avem și așa ceva. Am vorbit și despre proiectele frumoase pe care le-ați făcut și le faceți pentru copiii care nu au șansa financiară până la urmă să acceadă la sport. Și aș vrea să te întreb și din perspectiva părintelui care ne ascultă, care suntem, ca să zic așa, și eu și Marius, părinți de copii care au nevoie de sport. Și de multe ori ne trezim, mă rog, aici e cazul meu, Marius are copii mai mici, dar al meu are 10 ani, sunt multe teme, a făcut not, la un moment dat ajunsesem la not de performanță, cam știu ce presupune să fii părinte de copil care face performanță în sport. Nu e ușor. Nu e ușor deloc, e un drum foarte greu, dar părerea mea că fiecare copil ar trebui să plece către sport nu cu gândul de a face mare performanță. Asta ar trebui să știe și părinții. Vreau să vă spun că în decursul anilor am întâlnit foarte mulți părinți care pun presiune enormă pe copii, mai ales în momentul în care ei cred că a lor copii fac sport de performanță, cum e cazul tenisului, stau la gard, pun presiune enormă pe ei și când joacă, în momentul ăla automat nu mai există nicio plăcere pentru copil. Acel copil clar nu va ajunge niciodată să joace tenis sau să facă vreun sport, pentru că atât timp cât nu practici sportul din plăcere, dacă la 10-12 ani ți-a dispărut plăcerea, cu siguranță nu o să fii în stare să joci sau să faci sport și la 20-25 de ani, când sacrificiile trebuie făcute, când sacrificiile sunt și mai mari. Noi nu știu dacă am avut norocul sau ghinionul pe, nu știu, acum 20-25 de ani, nu prea aveam alte alternative și atunci, după ce terminam școlile, temele, meditațiile sau unde ne mai trimiteau părinții, puteam în spatele blocului sau în fața blocului fiecare să facem o grămadă de sporturi. De la brațele și vânătorii, la fotbal, la handbal, la absolut orice jucam acolo. Din păcate, astăzi, singura șansă a copiilor să facă sport sunt parcurile sau locurile special amenajate. De aici a venit ideea domnului Țiriac cu patinoarul, tocmai pentru a da posibilitatea copiilor care își doresc să se îndrepte înspre, patina sau hockey, să aibă un loc unde poate să se ducă. De aceea sunt niște ore acolo puse la dispoziție pentru inițiere gratuit, alte ore pentru copiii care fac de performanță, doar pentru copii și juniori, la fel în cea mai mare parte a zilei se pot duce gratuit la acel patinoar pentru a-și face antrenamentele de hockey sau de patinaj. Deci, revenind, copiii de astăzi automat trebuie să facă cumva în niște locuri special amenajate. Părinții va trebui să-i ducă spre sport. Părerea mea și îndemnul meu este că ar trebui să facă orice sport, nu contează, să iubească orice sport, pentru că mai târziu îi va ajuta foarte mult și pentru sănătate, pentru energie. Disciplină în primul rând, adică sportul totuși te educă într-un mod foarte frumos. Apropo de hockey, mărturisesc că am fost foarte surprins când am auzit că domnul Țiriac va deschide acest centru, dar există hockey în România? Mă gândeam ca părinte, oare de ce ți-ai dat copilul la hockey? Adică... Corect. De ce ți-ai dat copilul la hockey? De ce ți l-ai dat la fotbal? De ce ți l-ai dat la tenis? Întrebarea asta și-o pune fiecare părinte, probabil. Asta nu poate să găsească răspunsul la întrebarea asta decât în momentul în care vede înclinațiile copilului. Dacă copilul simte sau se simte bine pe patine, se simte bine pe gheață. România a avut niște rezultate bune la hockey în trecut. Gândiți-vă că ai participat la turnee preolimpice pentru jocurile de iarnă, unde trebuie să te califici, să câștigi niște meciuri, să ajungi acolo. Deci o mică tradiție. Știu că și domnul Țiriac a participat la ultimul meci de baraj împotriva Statelor Unite ale Americii. Atenție! La hockey, Statele Unite ale Americii, asta s-a întâmplat prin 60 ceva, știu chiar din povestirile dânsului. A fost ultima oară când România a participat la un meci de baraj pentru Jocurile Olimpice de iarnă, la hockey. Deci, tradiția în România există. Să știți că e un sport foarte frumos. L-am descoperit și eu acum în ultima perioadă, documentându-mă pentru patinoar, și totuși ai niște echipe, Steaua, Miercurea Ciuc, Rapid, care mai sunt echipe de tradiție care până la urma urmei fac performanță într-un campionat de hockey în România.
La discuția asta ușor tehnică și cu nume de echipe m-ați pierdut un pic, m-ați rătăcit. Revin cu spirit matern și te întreb, dragă Cosmin, cum facem noi cu copiii ăștia ai noștri ca să descoperim ce le place? Știi, de regulă copiii vor karate, apoi vor înot, apoi vor fotbal. E corect să-i lași să încerce mai multe sporturi? E sau dacă corect. Au luat-o pe un drum, te ții cu dinții de el? E foarte corect, pentru că dacă tu insiști pe acel drum, exact cum am spus mai devreme, s-ar putea ca acel copil să-și piardă toată plăcerea. Asta vă spun din experiență. La fel am pățit și eu. M-am dus la tenis, m-am dus ai mei la tenis, nu aveam voie să fac altceva, tenis și școală. Bineînțeles că îmi doream să joc și fotbal, să fac și alte sporturi și le făceam cu siguranță și într-un moment dat, după 13-14 ani, ai mei m-au canalizat doar pe școală și din punctul lor de vedere s-a uitat povestea cu tenisul. De-abia atunci mi-a apărut mie plăcerea și am început să joc tenis de plăcere și de atunci vreau să vă spun că joc, deci chiar m-am cultivat în sensul ăsta și pentru mine, exact cum am spus și în pauză, tenisul e foarte important, adică prefer dacă la prânz am o oră liberă sau după masa, oricând, prefer să joc tenis decât să mă duc să mănânc undeva sau să pierd timpul într-o cafenea. Energia pe care o am după ce fac sport, de asta sunt manageri, sar de la una la alta. Sunt manageri care au descoperit sportul foarte târziu și preferă în orele alea de prânz decât să meargă la masă undeva, să se plimbe pe străzi. Uitați-vă la cei din America, lucrezi undeva prin Manhattan sau prin clădirile alea enorme, n-ai posibilitatea să pleci undeva să faci sport și atunci ei se duc, se plimbă de nebun realmente. Își lasă telefoanele la birou, se plimbă de nebun 40 de minute, mișcarea pe care o fac atunci când ajung la birou, următoarele 3-4 ore încărcat de adrenalină și de aer curat, ești foarte funcțional, adică ai o energie foarte bună. Și asta am încercat să mă cultiv și eu, adică am tratat ora aia de tenis sau două ore de tenis ca pe orice întâlnire importantă, cu oricine sunt, efectiv cu oricine sunt la masă. Dacă eu am tenis de la oră, la fără un sfert m-am ridicat cu oricine, exceptând o singură persoană față de care nu-mi permit să fac acest lucru, dar în rest, credeți-mă, mă ridic la fără un sfert și îmi spun, fraților, îmi pare rău, am de la 5 tenis, o tratez la fel de important, dacă vreți, ne vedem după, fără nicio problemă. Asta zi de zi. Asta zi de zi, da. Wow. 5-6 zile pe săptămână eu joc tenis. Te admir. Și te fericit. Mă bucur. Da. Cum mai sfătui părinții? Pe la ce vârstă să înceapă să caute un sport pentru copii? 4 ani, 5 ani. La 4 ani poate să facă alt sport, la 5 ani poate să descopere karatele, la 7 ani poate să descopere tenisul, la 11 ani să descopere fotbalul, nu contează, o să-l ajute foarte mult. El într-un moment dat se va canaliza pe un sport. Dacă el are cultura asta de mic, niciodată nu va lăsa sportul deoparte. Care ar fi sportul cu care merită să încerci pe la 4 ani? Notul? Ți se pare o idee bună? Da, notul mi se pare. Am făcut și eu not, l-am făcut chiar aici la Dinamo. Cred că un an am venit, în același timp eram și la tenis și făceam și fotbal la Hunedoara. Deci wow! Eram într-o degringoladă totală. Dar v-am spus, ai mei erau cu școala, eu nu am avut voie să ies din matca asta, să zic așa, doar școală, și apoi am rămas cu tenisul. Deci, absolut orice sport încearcă, e doar spre binele lor, cu siguranță rău nu-i face. Uite, îți mărturisesc că am acasă un dulap în care stau închis așa, vreo 2 mingi de basket cu echipamentele de rigoare și cu niște ghete. Sper că sunt noi, așa. Nu, au rămas mici de mult. Sunt etapele sunt prin care am trecut. Da, avem căști de înot, ochelari de înot, labe, bara la de echipamente cărășa. Stați bine, da. Da, avem un costum de ceva karate, dar nu era chiar karate, nu mai știu ce era, ceva judo. Corean. Nu mai știu cum îi spunea, chiar Kyokushin. Nu mai știu. Nu mai știu, deci am intrat așa într-o stare de negare. Au fost toate etapele astea prin care a trecut fiul meu și mă bucur că spui că sunt firești. Pentru că la un moment dat... Din experiență spun. Da, la un moment dat apar acele întrebări, bună, n-ar trebui consecvență? Eu nu cred că trebuie consecvență până nu descoperi un drum care să-ți placă, mai ales ție, copilului, nu părintelui. E foarte greu la vârsta aia... ca acel copil să aleagă ceva, când el are o bucurie pentru fiecare lucru nou pe care îl încearcă. Și atunci cu siguranță va încerca. Dacă el e polisportiv sau are inclinații spre sport, cu siguranță îi va place orice sport. Și s-ar putea să te trezești la 12 ani că nu îi mai place tenisul, dintr-o dată vrea fotbal, îi place să fie portar. La 13 ani nu se mai placă să fie portar, vrea să fie atacant, că l-a văzut pe Ronaldo că dă 100 de goluri pan. Am uitat tricou cu Ronaldo, avem cu semnătura lui Ronaldo. Freza lui Ronaldo. Frezarul lui Ronaldo și avem și niște pantofi de fotbal cu
alea pe talpă, lipsesc așa. Lipsesc baloanele de aur. Cum se cheamă alea pe talpă? Crampoane. Crampoane, așa. Da, apropo de asta, am întâlnit, am prieteni părinți care spun, băi, uite, fiul nu mai vrea la not și cumva judecă comportamentul ăsta spunându-i, băi, nu ai consecvență, nu e serios, ce se întâmplă, te-am dus un an de zile, copilul nu mai vrea, vrea altceva, acum ce să fac? Da, e normal, te-am dus un an de zile și... Un an de zile mergem la sport, nu e nicio problemă. Excelent. Dacă, dacă alegi să fie consecvent pe... Asta e greșeala pe care o fac și... asta e greșeala pe care o fac părinții care își doresc neapărat ca lor copii să fie cei mai mari tenismeni. Și stau acolo și pun presiune. Dacă omul ăla, dacă copilul nu are chemare pentru tenis, poți să-ți dorești tu ce vrei în viața asta. Nu va face. Asta își doresc, presupun că să facă bani sau să ajungă bogat. Sau... Nu, nu cred. Nu neapărat. Chiar pentru... Sunt unii, într-adevăr, părinții meschini care gândesc în felul ăsta și văd copilul ca pe o salvare a lor, dar sunt alții care își doresc cu orice preț, nu mai tenis. N-ai cum, dacă copilul nu simte și nu are chemare pentru asta, nu o să facă niciodată, e clar. O, doamnă, am întâlnit un caz de părinți care au făcut sport, s-au accidentat și apoi au transferat toată frustrarea și tristețea faptului că n-au putut continua pe drum pe copii. Și e cumva dureros să vezi asta. E foarte dureros. În schimb, sportul, făcut de dragul sportului, și vezi, apropo de consecvență, până la urmă rămâne consecvența pe mișcare, indiferent cum o faci. Și asta mi se pare ceva cu care noi părinții putem să ne relaxăm. Și dacă puștiu trece de la basket, la fotbal, la not, el nu renunță la mișcare, doar o face în alt fel. Și este spre binele lui, pe viitor îl va ajuta cu siguranță. Atunci când, nu știu, o să lucreze în corporații, în companii sau o să le conducă, sportul va ajuta foarte mult. La 30, 40, 50 de ani ai o refulare zilnică în sport, te ajută enorm de mult. Știu că se tot vorbește, probabil ai auzit și tu, de multiplele inteligențe pe care le are o persoană. Printre astea e cumva și inteligența motrică și eu cred că spre ea cumva bați când spui că îl va ajuta pe viitor. Inteligența motrică, educația, disciplina de care spuneai înainte, toate astea acumulate sunt niște factori pe care sportul ți-i dezvoltă foarte mult și în special educația. L-am cunoscut în ultima perioadă forțat așa de împrejurări pe Ronnie O'Sullivan, nu știu dacă ați auzit de el, marele jucător de snooker. Într-un anume context am organizat meciurile alea de snooker și campionatul european de snooker și el mi-a spus următorul lucru: Cosmine, eu nu m-am educat. Părinții mei nu mi-au dat nicio educație, eu de la 12 ani am stat la masa de biliard câte 8 ore pe zi. Pe mine m-a educat masa de biliard. Faptul că am stat acolo pe masa de snooker, sportul m-a educat. Educația pe care el o are, gândiți-vă că nu terminase școală, ulterior și-a terminat studiile când a realizat cât de importante sunt, dar el de la 12 ani sunt 8 ore pe zi acolo, deci iată că se poate ca sportul să te educe. Și dacă vorbim de Ronnie O'Sullivan, multiplu campion mondial, european, al Marii Britanii, adică unul dintre cei mai titrați sportivi încă în viață. Deci exemplele astea toate cumva te direcționează înspre a face sport. Și repet încă o dată, nu spun a face sport de performanță. Nimeni nu-ți garantează că vei fi vreun Federer, vreun Ronaldo, vreun Messi sau, nu știu, să spunem Hagi de la noi, Ilie Năstase, Alep. Greșește aici, când se joacă copiii fotbal în spatele blocului. Corect. Sunt. Foarte bine. Exact, ai dreptate, eu eram lăcătuș, aveam și 7 pe spate. Da, da, da. Și eu aveam 2, exact. Dan Petrescu 2. Și mie, aha, mi se părea incredibil. E puțin greu că în spatele blocului sunt vreo 5 Ronaldo. Da. Chiar mai sunt români. Mai sunt, sigur. Deci nu, aia a visa și a spera cândva să ajunge altceva, dar a pune presiune și a spune că trebuie să faci doar de performanță, aia în niciun caz nu e indicat. Acum aș vrea să revenim un pic până intrăm în publicitate, la Telecom Arena și să te întreb ceva, că n-am înțeles foarte exact. Dacă eu vreau să-l aduc pe fiul meu acolo, pot? Sigur că da. Deci am făcut programele în felul următor. Avem grupele de copii care practică organizat patinajul artistic sau hockeyul până în 12-13 ani, care încep de la 7 dimineața. Ei intră pe patinoar. Între ora 1 și 3 avem grupele de inițiere pentru toate școlile din zona Otopeni. Acestea la rândul lor practică gratuit cu antrenori puși la dispoziție de noi. Apoi din nou sunt grupe de copii și juniori organizat, iar între ora 19 și 21, în momentul în care noi vom seta acest program, îl vom lansa către public, patinoarul va fi deschis 2 ore zilnic către public.
prețurile urmând a fi anunțate pentru public. Toate celelalte grupe de copii și juniori practică absolut gratuit. Da, mă lași cu gura căscată. Deci cumva de anul viitor, cele două ore care vor fi pentru copii, cei neinițiați, dacă am înțeles bine, vor astea fi gratuite? Sunt deja funcționale sau? De acum. Sunt deja funcționale de la 13 la 15, programul două ore pentru copii. Programul pentru publicul larg, într-adevăr, cel mai probabil la începutul lui ianuarie vom da drumul și pentru publicul larg. Aha, super. Mi se pare că e un proiect care nu marșează pe câștig financiar, ci pe un alt tip de câștig. Nici acest proiect, nici turneul de tenis de la București nu a fost. Gândiți-vă că la București nu ai condițiile din altă parte sau facilitățile din altă parte să organizezi un turneu de tenis care să-ți câștige bani, să ai 10.000, o tribună de 10.000 de oameni, alte 2-3 terenuri care să aducă 2-3.000 de spectatori, să spui că vinzi bilete și că o să rămâi după turneul ăsta cu încasări. Nu s-a întâmplat asta de când domnul Țiriac organizează turneul, dar acest turneu a fost un turneu decent care atunci când a făcut profit, a direcționat profitul către Marie Curie, către secția de nou-născuți de la Marie Curie sau către Cassandra Rotariu, fetița lui Iosif Rotariu, nu știu dacă cunoașteți povestea, a trecut prin multe încercări. Deci, în niciun caz nu s-a dorit ca aceste mici câștiguri să fie păstrate. Toate au mers către scopuri pur sociale. Dacă aș avea o pălărie, acum mi-aș scoate în fața ta. Ne scoatem căștile. Ok, îmi scot căștile, de fapt. Mi-am scos căștile. Serios, e așa un prilej de bucurie și cred că realmente trebuie să începem să sărbătorim oamenii frumoși de la noi din țară. Atât de tare ne pierdem timpul judecând lucrurile rele și cumva trecând peste ce se întâmplă curat aici în România, încât e păcat că ne furăm singur pălăria asta pe care nu am eu acum pe cap, știi? Uite, aș vrea să mai vorbim puțin întorcându-ne la familiile care ne ascultă și care au copii și la ideea de sport. Ce facem cu temele? Că sunt foarte multe. Ce facem cu teama părinților că vor rămâne copiii în urmă dacă fac sport? Cât de des ar trebui să facă un copil sport? Cred că vă puteți răspunde singur la întrebarea asta. Mi-a recomandat Bogdan Enoi o carte scrisă de Salman Khan. Puteți să-l găsiți și pe YouTube. Se numește, sper să nu greșesc, O școală modernă. Sper să nu greșesc. O să Stai vă dau mă exact. Stai că uit acum pe internet să văd. Da, uitați-vă. O Am școală modernă? O școală modernă sau ceva de genul ăsta. Dacă mergeți pe Google, Salman Khan, o să vă dea... Salman Khan, nu actorul, atenție, Salman Khan scriitorul și e unul dintre cei mai buni speakeri pe care îi găsiți pe Google. Cred Am că găsit, e în primii 10. Uite, O singură școală asta pentru toată lumea. Asta e, o singură școală pentru toată lumea. E o carte extraordinară, e foarte ușor de citit. Bogdan Enoiu mi-a deschis ochii și mi-a spus că sistemul de învățământ din România este unul învechit. Adică se merge pe o bază din 1890 sau ceva de genul ăsta. De asta toate culegerile și toate tematicile pe care copiii le studiază acum nu au nicio legătură cu era modernă prin care noi trecem și prin care copiii trec. Gândiți-vă, nu că sunt schimbări de la ce am făcut noi la ce fac ei, sunt schimbări de la un an la altul. Și din păcate aceste schimbări nu s-au regăsit în tematicile copiilor. Inspectorii școlari sau inspectorii județeni pe care i-au avut nu cred că au consumat, nu vreau să fiu rău când spun asta, dar nu cred că au consumat un neuron gândindu-se la asta. Nu ești rău. Dacă ar fi citit cartea asta, ar fi înțeles că trebuie să-i dai copilului spațiului pentru a crea, pentru a fi inovativ. Și numai cu teme și numai cu exerciții de genul ăsta nu ai cum să-i dai timp pentru toate lucrurile, pentru că el obosește, e normal, obosește, dispare absolut orice plăcere de a face altceva în afară de școală și e normal. Dar nu e nicio plăcere în temele alea date așa cu lopata. Absolut. Și știi, mă gândeam, apropo de oboseală, copiii obosesc și când fac prea multe teme, obosesc și când fac sport. Dar e o diferență ca de la cer la pământ între oboseala mentală și oboseala fizică. Care de fapt le dă o relaxare mentală și o poftă de învățat și o poftă de făcut lucruri și de râs și de bine, pe care eu nu pot să o compar cu nimic altceva. După ce am citit cartea asta, am trimis-o la fosta mea profesoară de matematică de la Hunedoara, cu care am rămas în relații extraordinar de bune, deși în acea perioadă, credeți-mă, îmi dădea să scriu, cred că de 100 de ori o formulă pe care noi și-am pierdeam ore întregi să scriu sute de pagini de formule și am trimis cartea și chiar m-am întâlnit cu ea
săptămâna trecută și mi-a zis, zice, aveai mare dreptate, și zic, eu nu aveam dreptate. Ăsta era feeling-ul pe care l-aveam atunci. Realmente așa simțeam, că erau teme de casă care nu te ajutau să înaintezi deloc. Absolut deloc. Adică profesorul de română pe care l-am avut, în schimb, Mihai Petre, tot de la Hunedoara, niciodată nu venea cu un manual sau cu vreun catalog în clasă, mereu aveam discuții deschise și pe diferite teme. Plecai de la o operă sau de la ceva și te lăsa totuși să creezi, să-ți meargă mintea mai departe. Deci cred că astea sunt foarte importante pentru copii. Merită să citiți cartea, credeți-mă, și toți cei care ne ascultă acum. Cred că mai avem foarte puțin și descoperim că suntem verișori cu Cosmin Hodor. Avem deja prieteni comuni. Verișori de cruce. Verișori de cruce, da. Se pare că am lucrat în aceeași televiziune. Da, domnule, avem și prieteni comuni. Cu Marius discutai despre nu știu cine, dacă mai trăiește. Despre profesorul meu de sport, de tenis, Năstase de la Clubul Dinamo din Brașov. Ceea ce dovedește încă o dată teoria aia mea ușor nebună, dar în care cred cu tărie, că toți suntem unul. Așa e, corect. Și că dacă am începe să gândim așa și să nu mai gândim fragmentat și unul împotriva celuilalt, am fi mult mai puternici. Și uite, aici am să spun un lucru, nu vreau să par nici lacrimogenă, nici, dar ce admir eu la domnul Țiriac este că a adoptat ceva ce se tot aude în societatea americană, give back to society. Adică tu vii dintr-o societate care cumva te-a ajutat să crești și apoi e frumos să încerci să îi dai ceva înapoi. Domnul Țiriac este printre puținii oameni care au reușit să facă bani, să dea înapoi, să facă bine și să arate că lucrurile astea nu se exclud, ci se potențează reciproc. A dat foarte multe lucruri înapoi și de fiecare dată când a dat nu a așteptat nimic, nu a așteptat nici măcar recunoștință. De asta poate lucrurile pe care dânsul le-a făcut n-au fost mereu știute de toată lumea și nu-și dorește. Realmente când face ceva, a ajutat jucători de tenis, a ajutat o mulțime de sportivi români pe care i-a trimis la clinici de recuperare din străinătate fără a face public sau fără a anunța pe cineva, a făcut-o pentru că așa a simțit, pentru că a avut posibilitatea financiară să facă lucrurile astea și cum alții probabil ar fi făcut pentru dânsul și dânsul l-a făcut mai departe. Iartă-mă, posibilitatea financiară mai au mulți oameni din România. Însă ai nevoie de o noblețe și de o frumusețe de sufletească și de educație da. Ca să îți vină astea. Să faci lucrurile astea. Da. Dragul meu, ne aprinsesem aici în studio cu discuția despre învățământul românesc și da, insist, avem nevoie de o revoluție, pentru că în sistemul ăsta cresc copiii noștri și s-ar putea să nu iasă tocmai pregătiți dintr-un sistem învechit pentru o societate care s-a schimbat foarte mult. O societate care s-a schimbat foarte mult de la an la an, nu vorbim din 10 în 10 ani. De aceea profesorii pe care noi îi vedem și sunt plătiți cu salariile cu care sunt plătiți, nu poate să-ți dea ceea ce își dorește copilul tău, nici energie, nici educație. Copiii merg la niște ore pe care le susțin anumiți profesori frustrați sau blazați din cauza sistemului învechit. Acei copii nu pot să se dezvolte pe plan creativ sau pe plan imaginar. Gândiți-vă că își termină cursurile la ora 12, 13, 14, după aceea la aceiași profesori ei merg la meditații. Nu au cum să învețe ceva. Deci, ceea ce guvernul, din păcate, alocă procentual din PIB, 3% pentru învățământ, este foarte puțin, iar din cei 3% jumătate merg către salarii. Mai pune un 0,5, mai pune un 1% acolo. Mulțumește acești profesori, pentru că tu vrei ca copiii pe care ai acum să-ți dezvolte sau să-ți crească PIB-ul pe viitor. Ei nu ți-l vor crește niciodată, pentru că dacă nu se pot dezvolta, nu pot crește într-un mediu bun, prielnic, niciodată după aceea nu vei avea de la ei nimic de câștigat. Deci este un cerc închis. Ar trebui doar să vină cineva care să se documenteze, nu trebuie să inventeze absolut nimic, sunt lucruri pe care le-au făcut alte țări înaintea noastră, sunt lucruri pe care le-a făcut Spania, pe care le-a făcut Franța mult mai demult și uitați-vă unde sunt. Nu e nimic, nu inventez apa caldă sau gaura la macaroană. Și atunci vor rămâne cu un spațiu suficient copiii să facă și sport, să facă alte lucruri, să meargă la filme, adică suficient de mult timp pentru ei. Știi, Cosmin, mă gândeam așa în timp ce te ascultam, că e nevoie de o forță care să miște lucrurile și care să le ducă, să ducă roata asta înainte. Și poate că forța asta, ne referim foarte rar la, nici nu știu cum să zic, o sursă enormă de energie și foarte motivată. Părinții.
Pentru că părinții nu sunt dușmanii școlii, nu sunt nici sponsorii școlii. Părinții sunt cumva parte dintr-o echipă care are în componența ei, până la urmă, elevul, dascălul și, și părintele. Și părintele poate să ducă lucrurile mai în față pentru copil, implicându-se frumos. Părintele le duce oricum, că e subiectiv, că e obiectiv, nu contează. Le duce pe cont propriu pentru copilul lui. Exact, exact. Deci părintele oricum e acolo, e lângă copil și face așa cum crede el că e mai bine pentru copilul lui. Timpul dovedește dacă de fiecare dată a făcut doar ce e bine, dar cu siguranță este dedicat trup și suflet. Dar dincolo, unde ai partea obiectivă, să zic așa, că sunt profesori, că sunt învățători, că ce-or fi ei, ei ar trebui să te ajute și să dezvolte și cum ar putea să ajute la educația copilului. Și da, cumva să se audă vocea părinților în ceea ce privește PIB-ul, cum spuneai și tu, eu nu mă refer la părinte ca, da, nu știu, dascălul copilului de acasă, deși cam devii de multe ori. Nu, ar trebui să ni se audă vocea și să cerem ce ai spus tu, pentru că ai spus un lucru foarte deștept și util. L-am spus pentru că l-am citit și eu, la rândul meu. L-am citit, m-am documentat, chiar m-a interesat asta și m-au interesat cele patru arii ale noastre pe care statul trebuie să le dea înapoi după ce tu plătești o grămadă de taxe. Și aici am zis învățământ, sănătate, sport, infrastructură. Deci dacă cele patru arii sunt acoperite, eu cred că toată populația unei țări se poate declara mulțumită. Noi oricum, prin firea noastră, românii, suntem inventivi, suntem creativi, facem lucruri frumoase, facem, și că vorbim de sport, gândiți-vă la marii sportivi pe care am avut, gândiți-vă la geniul lui Hagi, gândiți-vă la geniul lui Năstase, la spiritul lui Țiriac, la spiritul lui Andrei Pavel. Gândiți-vă, când am avut pe teren, toată lumea steam și ne mândream cu ei, pentru că așa suntem noi, din punctul ăsta de vedere, suntem creativi și facem din... Hai să zicem și de Simona Halep, că mi-e Simona, așa de dragă. Simona Halep, corect. Da. Corect, adică totuși, da, chiar dacă sistemul este cum este la noi, dar ia uite că îți vin niște sportivi cu care te mândrești și stai, te reprezinți, te confunzi cu ei. Cosmin, dragă, îți mulțumesc, a fost o discuție foarte, foarte plăcută. Reamintesc, Cosmin Hodor este manager sportiv la Telecom Arena și un om foarte frumos și implicat. Cum mi-aș dori să am cât mai mulți aici în emisiune și să avem cât mai mulți în țara asta, pentru că merităm, ca să zic așa. Îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp pentru noi, Cosmin, dragă. Mulțumesc și eu, a fost plăcere. Sper să ne mai reauzim, pentru că au rămas atâtea de spus. Și pe o pauză muzicală mai descoperim ce rude comune avem, ce care-i treaba. Hai, bari, îți mulțumesc, Cosmin, încă o dată. Mulțumesc și eu.